Tehnicianul italian a aterizat ieri la București, iar de acolo s-a văzut nevoit să schimbe 4-5 ambulanțe pentru a ajunge la Craiova. El a plecat luni de la Roma și până la Craiova a făcut aproximativ 36 de ore. Bergodi a declarat că nu a vorbit până în acest moment cu niciun jucător al universității, dar le-a trimis acestora un mesaj pe WhatsApp în care le specifică faptul că se vor întâlni după ce iese din carantină. În toată această perioadă, Bergodi a spus că va urmări meciurile Craiovei pentru a se obișnui cu fotbaliștii de la noua sa echipă. Italianul va sta în carantină 14 zile în același hotel unde se află și Mirko Piliacelli, golkeeperul italian al Oltenilor. Fotbaliștii universității se află în cantonamentul din Lunca Jiului încă din data de 8 mai și au primit un program de pregătire din partea noului antrenor. Liga 1 s-ar putea relua la mijlocul lunii iunie, dar până la această oră nu a fost stabilită o dată exactă.